Inspectorii ANT au ieșit din nou pe trasee, dar au avut în vizor drumurile care duc spre punctele de frontieră. Controlele din perioada 8-14 februarie au avut drept scop prevenirea și combaterea traficului ilicit de mărfuri, colete și pasageri. Astfel, în urma acțiunilor, au fost aplicate diferite sancțiuni prin întocmirea 86 procese verbale cu privire la contravenție. În total, fiind aplicate amenzi în mărime de 6.795 unități convenționale, ceea ce constituie 339.750 lei. Menționăm că din cele 86 procese verbale, pentru 25 conducători auto a fost aplicată și măsura de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier prin reținerea plăcuților cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare. 14 operatori de transport rutier au fost amendați cu 120.000 de lei pentru încălcarea prevederilor stipulate în legislație. Operațiuni similare vor fi desfășurate și în următoarea perioadă.